Mai ții minte? Țin minte. Ce frumos. Ce frumos a fost. Ia. Până a intervenit o parașută și a stricat tot. Hai când deși o lacrimă în colț. Uite. Bă, de ce v-ați luat? Spune-ne. Ce am înțeles eu din toată povestea asta? Nu ne-a mai luat pentru că s-a luat el cu altele. Sau altele. Da, da, de ce? Îl mai iubești pe Ștefan? A fost singurul bărbat. Așa? Cu care am vrut să mă căsătoresc până în momentul de față. A, ce tare! Până astăzi! Așa că întotdeauna va avea un loc special în inima mea. În inima mea. Salutare! Sunteți pregătiți pentru marele show? Bravo! Am spus marele show pentru că săptămâna aceasta e cu adevărat specială. Avem 4 invitați senzaționali și îi mulțumim calculatorului care a tras la sorți această grupă de Liga Campionilor la divertisment. Este un calculator de ultimă generație. Dar mă opresc aici, pentru că nu este o emisiune de IT, este o emisiune cu oameni pentru oameni. Oameni frumoși, de ți-e mai mare dragul să te uiți la ei. Acum o să le spun doar numele, pentru că alte detalii sunt redundante. Ștefan Stan, Cosmina Păsărin, Gabriel Coveșanu și, cu voia dumneavoastră, Andreea Mantea. Vă mai spun doar că numele pronunțate mai devreme au făcut împreună câteva mii de pagini de ziar și batem gongul acestei săptămâni de gală. Aplauze! Așa cine pe cine a părăsit și de ce? Ai, frate! Eroul nostru de astăzi este posesorul unui frumos nume de arhanghel, dar eu, cu un respect nemăsurat, îi spun simplu, Cove. Ca să nu comit greșeli greu de reparat, o să o rog pe delicata Andreea să mă mai ajute. Pe Andreea Mantea. Gabriel Coveșanu. Ce nume, ce nume impunător, numai când îl spui. Mă numesc Gabriel Coveșanu, sunt actor la Teatrul Ion Creangă. Poți să zici și Cove. Simplu. Undeva în adolescență mi-am descoperit pasiunea pentru teatru, pentru poezie și uite așa mi-a încolțit în minte ideea de a urma această profesie, profesia de actor. Fratele Cove. Fratele Cove e un băiat excepțional. Îmi plac toate emisiunile lui, îmi place el ca prezentator. E un, ce să zic, am multe de învățat de la el. Cu siguranță m-ați întâlnit, ca să zic așa, atunci când, mutând canalele de televiziune, m-ați găsit. Am lucrat destul împreună, încât să-l cunosc așa destul de bine. Îmi place de tot, e foarte inteligent, foarte activ, un tip foarte glumeț. Are foarte multe calități care te fac să stai lângă el și care, nu știu, te fac să-ți fie drag de el. Dacă zilele trecute a jucat rolul arbitrului și l-a jucat foarte bine, se vede, domne, e actor. Cred că va încerca să intre și în pielea altui personaj în această seară, personajul... Când mă gândesc la acest personaj, evident mă gândesc la un bucătar. Nu l-am văzut să se apropie de mâncare, în sensul să dea o mână de ajutor. Chiar nu, chiar nu. Dacă vine vorba de mâncat, este primul. Pentru că calitățile mele de bucătar sunt desăvârșite, cum prea bine știți, m-am gândit ca meniul de astăzi să nu fie unul extrem de sofisticat. Aș vedea așa niște paste și un pahar de vin roșu foarte bun. Așa văd eu. Acum, dacă greșesc, nu știu. Începem cu o încălzire ușoară, o supă cremă de ciuperci, care se face foarte simplu, vă dați seama, din ciuperci. Supa cremă de ciuperci gustoasă, dacă e făcută bine. După care, un pui cu gorgonzola, ceva elegant, ceva deosebit. Mantea va aprecia puiul. O să îl pun să facă și piu-piu-piu-piu în farfurie. Când aud de gorgonzola, mă apuc amețeala. De ce nu îi spune brânză blu? Că piept de pui poate să fie făcut și cu blu de nu știu care, de oberj. Poate să fie și cu Stilton, poate să fie cu orice tip de brânză blu. De ce neapărat gorgonzola, știi? Sună lung, deși gândești la Gargantua și Pantagruel. Să închei acest meniu cu ușoară tentă italienească cu ceva autentic românesc. Papanaș cu dulceață și smântână,
Pentru că dacă mantea nu se satură din puiul ăla cu gorgonzola, atunci cu papanași, pun 3-4 papanași, cu dulceață, face burta mare și pleacă mulțumită acasă. Eu n-aș băga mâna în foc, dar deocamdată o lăsăm așa și ne focusăm pe Cosmina. Repetă după mine, Cove la piață. Cove la piață. Foarte vorbăreț. Filmează-ne dacă... Așa, da, da, da. Să bem și o bere. Așa, domne, să fie sănătos. Doamne ajută, Doamne ajută. Mulțumesc din suflet, sănătate. Da, am ajuns la piață. Întrebarea se pune, ce caută la piață? E o fată frumoasă. Să rămână, să rămână. Să-ți dea Dumnezeu noroc. Să fie sănătos și dumneavoastră. Mamă. Și să auzim numai de bine. Numai de bine. Așa să fie. Să te ajută și tu. Mama știe. Da, știe. Știe, așa. Să rămână, să rămână. Sănătate. Foarte bine. Da. Să facă și el om la casa lui. Da. Bine. Faci un copilaj. Da, să rămână, să rămână. 4 ani jumate are. Să fie sănătos, nu da. Nu e de vină copilare. Da, n-are, sigur, da. Sigur. L-au asaltat fanele pe Gabriel Coveșanu. De-abia le mai face față. Bine, să rămână, să fii sănătoasă. Numai bine. Așa, așa, fă-mă o poză aici, mă, așa. Așa, ca la nuntă, frumos. Să fii sănătoasă. Mă duc la cumpărături acum, că trebuie să gătesc o masă, da. Îi fac lumantea aia. Poate aia de eram eu cu ea la nunți, așa. Dar ce face mantea, mă? Unde mai lucrează ea? Păi acum nu știu că lucrează și ea. Unde? Caută și ea. Nu mai lucrează la așa. Da, e cu o emisiune și cu Ștefan Stan, la băiatul ăla de să iubea ea cu el. Mama, da, pe prima. Ăla, da, da, da. Ăsta de la prima, da. Mai și... e cu ea? Nu mai e. Păi nu știu, nici eu nu m-am întrebat că știe că na, ăștia să ceartă, să împacă, nu mai știi cum e cu ăștia, na. Da, hai. Hai, bine, bun. Să rămână, sănătate, să fii sănătoasă, numai bine. Doamna știe tot. Îți dai seama că urmărești toate emisiunile. Bun. Să vă dea Dumnezeu numai bine. Să rămână, da, sănătate. Te ajute Dumnezeu să facă casă. Doamna, nu mai pleacă. Mă, tu știi câți ani am făcut toată căsnicie? Câți ani ați făcut, doamnă? 54. Mulți înainte să vă dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu la toată lumea. Să dea Dumnezeu, așa să fie. Să fii sănătoasă și... Să fie sănătoși. Nepoți aveți? Am o fetiță. Bravo, să vă trăiască, să trăiască. Te pupă, să rămână, sănătate, numai bine. Hai că dacă o ținem așa, nu mai apuc să gătesc. Hai la piață. Avem timp, nu? A, da. Mi s-a șoptit în cască, pentru că am un meniu atât de sofisticat. Avem timp să-l gătim și în 5 minute. Bun. Să mergem să cumpărăm. Hai să căutăm ciuperci. Ciuperci. Unde avem ciuperci? Bună ziua! Vezi să nu dărâm stâlpul, că n-avem altul. Să dărâmă piața peste noi. Așa. Unde? Uite ce pepeni. Să trăiești, să fii sănătos. Ola, ola! Mă, unde suntem? În Spania, doamne? Ola, ola! Să trăiești lumea asta, să fii sănătos. Mersi frumos, mersi din suflet. Unde sunt, mă, ciuperci? Acolo, pe partea altă? Unde? Toată? Unde, mă, aici? Aici, mă, stai, mă, că nu... Nu mai văd, m-a luat. Ciup de cultură, stați. Cam mi-am notat în listă, să rămână. Doamne, să facem o supă. Deci la o supă, dați-vă un kilogram. Un kilogram de ciuperci, că mantea mănâncă multe, dacă nu-i dau și acasă. Am încredere că în această seară o să mănânc foarte, foarte, foarte bine, pentru că mergem la cină, la Cove. Ce, mă, nu, asta nu e țelina asta? Cove nu este foarte sigur care este țelina și atunci noi, cei de aici, atragem concluzia că el nu are nevoie de așa ceva. De ce ar trebui lui? Niște țelină, că Ștefan Stan, îl știți pe Ștefan Stan? Băiatul ăla de cântă frumos. Ăla de plânge după mantea și acu plânge după ea și ea după el, dar nu știu de ce dracu s-au despărțit. M-ați înțeles? Așa. Dați-mi să-i dau niște țelină, că cred că de la asta s-or fi luat. Nu știu de ce, n-am... Doamnă, dați-mi niște de-asta. Câte? O bucată de-asta, nu? O bucată ajunge? A? Puneți două ca să fie acolo, na, că na, ăștia mănâncă mult. Dacă nu-i dau țelină cu pâine. Așa. Busuioc? Busuioc ar fi bun. Să-i fac lui... Stai, mă, că unde aveam... Asta e când ai buzunare multe. Nu mai nimerez nimic. Ce se întâmplă? Eu merg și des la piață. Da, cu toții te credem. Unde am pus, mă, restul? Gătesc senzațional, sunt cel mai mare bucătar. Deci spun, când mă vede Horia, cum,
cum să spun, deci când mă vede e atât de invidios pe mine, ce bă, mi-aș dori și eu să ajung să am talentul ăsta lui Cove de a găti. Uite așa mușc pumnii, iar a venit Cove, mă fac de râs, de fiecare dată când vine mă umilește, mai iartă-mă, mărite, șef Cove. Ia, fii atent că vine paparații după mine, ia uite, așa, ce ați făcut, s-a blocat aparat. Stați, domnule, nu faceți poză, că poză cu mine că singur găsiți. Așa, așa. Dați să facă băiatul ăsta, să vă facă o poză, să vă facă... Păi da, cum noi... Noi doi, pe da, ce rost are, pe da. Că așa poze cu mine găsiți pe internet. Așa. Așa. Să rămână, să fii sănătoasă. Da, facem. Dar stai așa, să ne... Așa. Invers, doamnă. Doamnă, deci... Ce să... Nu, fiți atentă. Deci aici, nu, că așa vă vedeți dumneavoastră. Stați un pic să vă arăt. Deci, acum, vedeți, vă uitați în aici. Da, și o vedeți pe asta mică. Pac, ați înțeles? Pac, asta e. Asta e. Doamne, tehnica... Știi că îmi place de Gabriel Coveșanu. Îmi place cum își tratează fanii. Adică cum se poartă cu cei care îl opresc pe stradă, ori în piață. Este la locul lui, nu este plin de fițe, cum sunt alții care fac pe deștepții. Și asta este mare, mare lucru în ziua de astăzi, când calitatea asta de a fi simplu și la locul tău începe să se piardă. Maestre, te felicit! Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Am și eu, vă salut! Niște piept de pui, așa găsești și la dumneavoastră, de la pieptul de pui? Fără, de la frumos, așa. E mă pulpe de pui, mă. Mă, băiatule, mă, e mă pulpițele. Când îți văd pulpiținii, mă apucă, damblalili. Piept de pui, așa, un kilogram îmi trebuie. Puneți? Așa, da. Sau puneți-mi chiar vreo 4, dacă e, ca să fie pentru fiecare câte unul. Că sunt 4, o fi mult? N-au mai mult. Decât puțin și prost, mai bine mult și bun, spune o veche vorbă românească, așa că ne pregătim pentru show. Cooking Show. Da, începem în forță. E în bucătărie acum. A făcut ce trebuie până acum. Și-a pognit palmele? Și acum... Da, stați puțin. Dom'le, eu sunt învățat să lucrez în echipă. Măi, cum m-a păcălit. Chiar credeam că o să apuce de treabă. Eu nu pot să lucrez așa de unul singur, pentru că mie munca în echipă îmi aduce satisfacție extraordinară și tocmai de aceea o să o am alături pe mine în această zi. Unde e, doamna Elena? Unde e, doamna, ați ascuns-o? Unde? Bă, mi-au sechestrat-o pe doamna Elena, cu care aveam de gând să prepar ceva deosebit. De fapt, eu sunt ucenicul. Dânsa îmi spune și eu fac. Până vine dânsa, ca să vedeți că știu de proprie inițiativă și că n-am nevoie de niciun ajutor, mă apuc să curăț o ceapă. Se ia ceapa, se taie în zona asta și în zona asta și cred că se desface așa, se ia de deasupra. Doamna, aoleu, ce emoții mi-ați dat, veniți încoace, că am zis că m-ați lăsat singur. Credeam că m-ați lăsat singur și nu știam, așa, foarte bine. Eu am început deja să curăț ceapa, așa. A apărut doamna Elena, îmbrăcată frumos, cu vestonul ăla de duminică, cu o bonetă frumoasă, roșie, și eu am una asemănătoare, pregătită. Ce vorbești, domnule, artă și precizie. Exact, ăsta sunt, eu sunt. Uite că fac așa, ca profesioniști, nu ne încurcăm. Așa, ghemotocul ăsta, și acum... Îmi place cum toacă ceapa. Deci ține degetele, nu știu cum. Păi, ăsta e așa. Sunt mai multe degete decât bucățele de ceapa. Îți țin pumnii. Uite, așa îi țin. Oțelina ne ajunge sau ne trebuie? Ne ajunge una singură, nu? Acum
Deși Stan ăsta cam ar avea nevoie să-i pun niște țelină mai multă, poate să împacă cu mantea și na, nu se știe. La supa cremă de ciuperci țelina nu trebuie. În schimb, dacă tot vrei să pui, pune puțină țelină pentru că, având o aromă puternică, va acoperi aroma ciupercilor. Și vei simți că mănânci o supă cremă de țelină cu ciuperci, nu de ciuperci. Toată viața am lucrat numai așa, fii atât. Prin repede, dar ui la fel, să știți, asta e problema cu mine. Acum, eu nu că zic, dar vreau să spun. Eu nu-l văd pe Stan, că a făcut el așa, roboțit el așa, ca mine ala, cu vocea, da. Și acum le pun peste asta, nu? Așa. Ia uite, bă, băiatule, bă, cum iese. Că sunt meferiași, adică nu pun mâna să mă ard. Băi. Așa, perfect, asta știam că lipsește ceva. Cove, fratele meu, bucătăria-ți vine mănușă. Ai ceva stofă de bucătar, stofă englezească, calitate germană, prima mână. Și ca să vedeți că am fost foarte atent, maestre Vârlan, punem tigaia să se încingă înainte de a pune ceva în ea, da? Deci o punem să se încingă bine. Acolo fierbe supa cremă de ciuperci, fără capac. Capacul ajută preparatul să fie mai repede gata. Uleiul de măsline. Pun puțin ulei de măsline. Să fie unsă toată tigaia. Cu ulei de măsline. Bom. Nu? E bine, da? Foarte bine, bravo. O lăsăm să se încingă bine de tot uleiul de măsline. Bun. Știi ce nu m-am prins eu din toată treaba asta? Când îți dai seama că e încins uleiul, poți să pui cu degetul. Cred, nu? Ia, să vedem. Hai, domne, ce se întâmplă? Eu par puțin dus, dar nu e chiar în halos. Gata? Hai să luăm puiuțul și să îl punem. Cum să frige! Bucățica aceea de piept de pui ar fi trebuit condimentată în prealabil. Bun! După care punem aia și portul e gata. Deci e foarte simplu. Mantea, nu știu ce părere aveai tu despre mine, dar să știi că eu chiar sunt un bucătar de săvârșit. Stan s-a complicat cu creveți, cu dalea, cu vrăjel, nici n-a pus mâna el pe creveție, el a luat de gata, spun eu. Nici nu s-a complicat cu ei, dar la mine, ia uite! Andreea lipsește puțin și m-a rugat pe mine să-i răspund lui Cove. Cam despre ce vorbeam? Ce să, dacă știu, n-am ce să fac, sunt prea gata? Perfect. Unde îl punem? Într-o farfurie. Cum? Și unde îl las aici lângă? Ok, bun. Preparatele care conțin sos gorgonzola trebuie servite imediat ce au fost făcute, căci mai apoi sosul începe să se lege, să se întărească. Face ca o peliculă, așa. Și reîncălzirea nu face decât să strice gustul preparatului. Și nici nu mai arată cum trebuie. Am fost rugat să spun ceva frumos despre Cove în următoarele 15 secunde și încerc să mă achit de sarcina primită. Cove s-a născut pe 4 septembrie în București și este zodia fecioară. Poate nu e frumos, dar e foarte adevărat. Bănuiesc că doamna după aia o să strecoare supa, că așa se face la restaurant și o să-i mai fac și un decor și o să o prezinte într-un mod mai elegant decât ăsta, foflenc în farfurie. Mă pregătesc de desert. Desertul vreau să fie unul așa consistent. Adică niște papanași de aia bun cu smântână, cu dulceață de vișine. Doamna Elena, cum fac papanașii? Brânză de vaci? Da. Brânză de vaci, făină. Așa. Zahăr pudră. Avem de toate. Tot ce ne trebuie. Tot ce ne trebuie. Mantea, urmărește-mă cu atenție că tu asta nu știi să faci cu siguranță. Eu la papanaș adaug și puțin gris, că ți-i face mai pufoși. Mai pufoș. Avem aici bicarbonat, care nu stingem cu un pic de oțet. Punem oțetul așa? Așa, da. Eu în locul oțetului aș pune zeamă de lămâie. Chiar și puțină coajă de lămâie ar merge în papanaș pentru că îi parfumează. Bisturiu, pensă, cuțit, într-o operație. Și acum... Și frământăm. De mine zici că toată viața am făcut la cozonaci, auzi? Uite ce dexteritate am, a? Luăm de aici o bucățică, așa, puțin mai mare.
așa, facem așa, tot în jară. Mi se pare că am făinoasă compoziția, nu se leagă bine, bine, bine și cred că papanașii nu vor arăta foarte frumos. Facem o gaură în mijloc. Așa? Așa, exact. Mai mare, mai mică, mai cum mare, să fie? Mai mare, pentru că se umflă la prăjit și... O să folosesc timpul în care se plimbă limuzina prin oraș ca să vă spun că urmează o seară magică. Gazda e de mare clasă, invitații sunt spumoși, locul ales e fermecător. Sunt toate ingredientele unei cine perfecte. Așa și biluțele, nu? Da, mi-a căzut zâmbetul că mă apropii de uleiul ăsta încins. Bun, după care noi îi punem aici pe farfurie, dulceața și smântâna, nu? Exact. Și aia e. Smântâna și dulceața. Smântâna și dulceața, așa. Da, corect, corect. Eu recomand întotdeauna papanașii să fie prăjiți în baie de ulei. Adică pui ulei ca lumea într-un vas. Trebuie să-i scoatem, îi punem hârtiuța asta așa ca să-i scurgem un pic de ulei, da? Să nu fie... Ok, bun. Papanași arată bine, să știi. Au folosit brânză de vaci de calitate. Dar îți mai spun ceva la papanași ca la supa cremă sau ca la sosul gorgonzola. Sunt produse care trebuie servite imediat ce au fost pregătite. Căci altfel, papanașii răciți și reîncălziți nu mai au niciun Dumnezeu, nici sosul gorgonzola. Ca să vezi, uite, ia uite, Manto, cum îți decorezi ție farfuria asta. Ia uite, așa. Ha? Frumos, papanaș cu dulceață și smântână. Cam multă smântână, care va acoperi gustul papanașului. Mai vine și dulceața, o să fie doar smântână cu dulceață. Da. Cum aș fi venit? Gata, gata, imediat, imediat. Doamna Elena, puneți-l mea să încetre. Mă duc să mă schimb, să mă pregăteam, pun și eu un saco, ceva, că aștept invitații. Să rămână, mulțumesc frumos. Gata, am fugit. Pa! O să fie o seară specială și abia aștept să te revăd, dragul meu Cove, și să te revăd așa ca și gazdă. Chiar sunt curioasă. Vai de mine, dar ce frumos sunt. Mine, hai să dau drumul puțin la ventilator, așa, să vă fluture. Cum, mă? Nu e la țita de asta bară aici? Salut, prietene! Salut, prietene! Ține-te de asta, nu arăta la cameră ce e, că nu e bine, țin așa. Mamă, e ceva. E ceva. De partea la toți trei. Numai Cosmina s-a gândit să-ți aducă și ceva altceva. Să rămână, mulțumesc frumos. Cu drag. Băi, am umblat cu Andreea astăzi, toată ziua, să-ți căutăm ăsta. Ce faci, mă? Mă, stai puțin, nu-mi da vestea asta. Deci tu astăzi te-ai întâlnit cu Andreea? Lasă-mă, hai să mergem. Stai, mă, băi, nu e păcat. Hai, poftiți, vă rog. Da, intrați. Simțiți-vă bine. Te așteaptă o seară excepțională. Stai să vezi, s-a întâlnit cu Mantea astăzi. Mâine o punem de nuntă, dar în seara asta aflu tot. Hai. Glumeți, ca de obicei, primitor, senzațional. Ce să zic? Bine ați venit, dragii mei! Sper din tot sufletul că această seară să fie o seară extrem de agreabilă. Minunată! Nu vreau să vă țin în suspans. Sper să nu. Vreau să începem cu ceva ușor. Da. Ceva ușor, m-am gândit așa. O supă cremă de ciuperci. Supă cremă de ciuperci, nu-mi place. De ce? Da, nu-mi place. De ce? Cum să mănânci ciuperci? În fața mea de ce mănânci ciuperci? Am un ciuperci, mănânc așa. Ce, ai o problemă cu ciupercile? Păi cum adică mănânci ciuperci, dar supa cremă nu poți să mănânci? Fii atent, alea sunt făcute pilaf. Da, taxează. Este. Adică e o cremă de aia. Fii atent, ciuperca cum mâncai tu, imaginează că o mănânci, o mesteci și când o înghiți, se face... Bine, gata. Ce mă, nu-ți plac ciuperci? Mănâncă! Să mergem! Stai mă puțin, să tai la armataj. Stai mă puțin să-ți explic. Deci, supa... El mănâncă ciuperci, doar că nu vrea să mănânce ciuperci zdrălite. Dar i-am explicat că tot acolo. Dacă nu-ți place, dacă nu-ți place, fără niciun fel de problemă... Mă, n-a zis că nu e bună, dar nu pot eu. Da, de ce? Nu-ți place? Dar vreau cu ce să... Dacă nu-ți place, am o variantă. Acum, n-am știut că Stan, când vede supă cremă de ciuperci, să sperie așa de ea, de zici că l-a văzut pe necurat. Da, am înțeles de ce, da. Că ciuperci am înțeles că mănâncă. Ce, mă, nu-ți plac ciuperci, nu-ți place Doamne, supa? Doamne, e de bună. Bagă, hai. Ia. Gustă puțin, dacă... E foarte bună. Gustă! Nu știi ce pierzi. Asta ce e, șuncă? Ce mofturos e. Pâine! A. Șuncă. Ia cu pâine, ia cu pâine. Dar n-ai mâncat ciuperci niciodată? Ba, da, mă, mi le furat din farfurie. Deci e clar. Are ceva cu tine. Vrei altceva? Dacă ai, dacă nu, e ok, mă fac că mănânc. Nu, de ce te faci că mănânci? Comandă-mă altceva.
E ciuperca îndrănită. Da, mă, nu, nu-mi place. De ce n-ar mânca supă cremă? Care, mă, mi s-a părut că e o chestie elegantă, așa eu știindu-l pe el, un băiat rafinat, care mi-a oferit stridii. Bă, zic ăsta, dacă mănâncă stridii de ăștia creveți și așa mai departe, să sperie el de o supă cremă de ciuperci. Deci chiar nu mă gândeam la povestea asta. Din câte știu eu, mănâncă ciuperci întregi. Mie nu-mi place, nu că nu-mi place ciuperca, nu-mi place ca aspect. E maronie, e... Nu-mi place. Ca aspect. Mie chiar mi-a plăcut. Mie îmi plac supele, ciorbele. De fapt, mie îmi place... Și a fost foarte bună, a ieșit foarte, foarte bună. Nu cred că a fost cine știe ce greu de făcut, dar... A fost un aperitiv foarte bun. M-am gândit că asta e o chestie lejeră, n-am știut că... Uite, foarte bună. Deci, dragă Cove, ciorba de, de ciuperci, da? De ciuperci, este senzațională. Pentru mine, mai ia o gură, hai. Este nu așa, minunată. Lasă, lasă-l amuiat un pic ca să... Lasă-mă, mă, împace să mănânc așa. Foarte bună. Foarte bună. Mai avem vreo altă supă, ceva pentru... O ciorbă de burtă. Aveți? Nu? Ce? De văcuță. Perfect. Nu cred că se aștepta ca eu să găsesc repede o alternativă și să-i aduc o supă, o ciorbă pe placul lui. Întâmplarea face că m-am mișcat repede. Și am rezolvat problema. E? Și pâine. Altceva? Altfel, nu? Bun, bun. Ia să văd. E bună? Ia mâna de aici. Hai că să văd tu dacă e bună. La tot ce ta acolo. Senzațional. E bună, nu? Da. Ia cu ciorbă ca să păi plece și mai noi mănâncă, la felul gata. Următor. Felul 2. Hai, păi cu tine ce vrei. Nu știam care e secretul siluetei tale, dar acum dau seama. Stai de vorbă cu mantea și nu mai arde de mâncare. Nu am mâncat nimic de 6 luni. Când ți-e foame prea tare, o să-mi pământ. Dar spune două, trei vorbe, ți-a trecut de... Așa. Ia și mănâncă. Păi nu-mi e foame. Grijă are de tine. Mănâncă. Păi nu-mi e foame, nu mai am foame. Hai, lăsați. Luați paharul. Luați paharul. Să fie într-un ceas bun, mă copii. Ce vreau să vă zic? Gata, eu... Voi sunteți foarte simpatici și sunteți foarte dragi. Dacă, veniți, veniți, că nu stai puțin. Dacă vă împăcați cumva. Nu trebuie. Și vreți să stați, mă, las. Și vreți să vă luați? Da. Bă, eu vă nașez, vă sunt nu, alături de voi, facem. Dacă aveți naș, avem, dacă nu aveți, nu mai avem naș. Bă, mai avem naș? Bă, dacă nu mai aveți, vin eu. Avem, avem, da, scuze. Ce am adus aminte că avem pe da. Pe cu noi, cu voi, ce e cu noi? Nu fac probleme. Că s-a acolo. Să rămână nașule, la nașă. Da. Da, bă, da, bine, vin și eu nașul vostru, mă, că poate să fim două perechi de naș, nu e o problemă, să fim șase mare perechi. Drag, aș vrea să te ai de naș. Așa. Dar, din păcate, nu în această formulă. Aoleu. Într-o formulă, stai că te arăt eu imediat. Fii atentă, în ce formulă? Formulă? Ia, ia, ia să vedem. Asta e formula. Altceva. Așa, uite, mă, formulă? Ia, uite, mă. Altă formulă, uite, mă, ce nu așa. Sunt. Așa nu pot să, așa. Uite, o formulă, dar asta nu merge. Băi, băi, băi. O altă formulă băi, merge. Băi, copii, mă, dragostea învinge, mă, până la urmă, mă. Ca da. Ascultați-mă pe mine. Prea multă dragoste strică. Nu? Bada. Nu. Bada. Acum, serios. Bada. Bada. Nu strică niciodată. Da, să nu dai prea mult din prima, că dacă dai prea mult din prima, rămâi cu buza umflată. Cine, mă? Una, alta. Mă rog, nu știu de ce, dar uite, sincer acum, eu cred că și tu ai partea ta de... Mi-ai pregătit ceva surpriză dansantă și muzicală și ce anume? Da, mă țin minte că acum câțiva ani îmi spuneai că mi-ai dat gura prea mare. Unde sunt cadene? Așa, așa. Că avem gura prea mare, ți-a dus la mai liniște. Și a rămas așa. Mă gălăgie! Nu da asta, că ți-o mă omor cu zile. Băi, deci omul îți face declarații de dragoste, spune că te iubește, că nu știu ce. Și tu? Am obosit, am obosit, Dumnezeule, n-am cum, că n-am loc, nu mai auzi, dacă tot insiști, e prea multe, n-am loc și eu. Se vorbește prea mult, domne, și cred că trebuie să treacă la fapte mult mai repede, adică ori o săruți, dacă tot o privești cu așa poftă, ori o lași în pace. Deci, Ștefan, sărut-o și gata, se va rezolva tot. Dragii mei, da, iată și felul principal. Yummy, ce bine arată. Pui cu gorgonzola. Bun. Mamă, cât de bine arată. Mamă, dar așa simplu, mă? Cum adică simplu? Lasă-mă să-l atac. E cârcotaș așa. Sunt bine. Atunci, dar lasă-mă, nu-i cu și eu cârcotaș cu el, cum a fost și el cu mine. Bine, mă, dacă vrei, când ne-am dat alea, a zis că nu. Îți aduc niște sarmale, îți aduc ce vrei tu, mă, imediat, dacă... Niște salam, niște parizer. Mamă, ce bine miroase.
foarte, foarte, foarte bun. Puiul foarte fraged, bun. Cartofii. Senzaționali. Nu știu cum de a reușit și cât i-a lăsat și cum și... Dar să prind așa cojița aia și să fie moi în interior, foarte bun. Foarte bun cartofii. Vezi, cartofii ăștia copți trebuie ținuți în un anumit timp. I-a ținut exact cât trebuie, cât să facă o crustă de aia maronie pe ei așa. De apreciat. Și înțeleg că el a făcut, deci, foarte bun. Foarte... Probabil de când s-a însurat, îi merge, îi merge mai bine. Se pricepe și l-a gătit. Nu mai ofta, să vezi și tu cum e să n-ai loc. Păi n-am avut loc o viață întreagă. Nu, eu n-am avut loc. Să vezi și tu cum e. Tu n-ai avut loc? Ieri n-ai avut loc, mă. Unde n-ai avut loc? Eram, stăteam pe marginea mea. Îți sună telefonul. Telefonul fix. Nici o problemă, nu sunt acasă. Noroc, sănătate. Asta e nerv nebun, vinul ăsta. Ia, ce faci, mă? Ai văzut? A zburat. Mulțumesc, Doamne. Eu zic că la mine dă vinul meu. Exact la ea. Ați văzut? Dar dacă a sărit ați văzut? Da. Deci a sărit fix la ea în vin. Doamne, iubi. Ăsta Andreea. Scuză-mă, n-am vrut. Mi-a ieșit ce să. Iubi. E bă, ce frumos, mă. Iartă-mă. Uite, iubi. Uite. Vezi vinul? Te-am luat amințeală. Vezi? Ce vorbesc. In vino veritas. A deci căzut și camera, s-a dus, toată lumea a căzut pe gânduri. Niciun caz. Nu? Ce anume? Mă întrebam dacă așa o alintai pe Andreea. Mă confundă. Mamă, ce rea ești. Mi-ai spus mie vreodată iubi? Dar cum îți spune? Iubi... Cum îi spuneai? Pisi, cum îi spui? Pisi, pui... Hai să vedem. Hai, deci pui apelative... Mic. Da. Pui mic. Dă răspuns. Da, cum îi zice? A fost vreodată iubi? Dede. Dede? De la ce vine Dede? De la Dan Diaconescu? Nu, mă, ne. Am vrut să zică Bede? Nu, mă, dacă cheamă Andreea. Așa. E Dede. E ca ai amici. Dede? Andeea. Andeea Dede. Andeea Dede. Ok. Ok. Ok, bun, bun. Așa. O trecere la bifate. Și Dede. Nu m-am întregat așa, că nu mai mă-i întregat să mă pace. Și cum ai ziceai, bă? Da. Și apoi? Cum? Da. Și ce ai mai de la desert? Foarte bun cartofii. Deci stai mă, că n-am înțeles ce ai zis. Nu-i nimic, aia cu flori. În afară de Dede, ce ai zis? Dede îmi spunea așa în ultima perioadă. În ultima perioadă spunea Dede și în prima cum ți-a zis? Bubu. Ei, na. Bubu. Bubu. Băi, fii atent, nu le încurca. Mi-a venit să-i spun iubi. I-am spus iubi. Și să... E greu? Nu e, nene. Să mă feresc de cine? Cum? Ha, mă, mă arătă și noi, mai glumim, ce vrei? Și eu ce-am făcut? Destindem atmosfera. Păi, da, da, veselește-te cu noi. Păi, că dacă ți-ai fi adus aminte într-adevăr și mi-ai fi zis exact așa cum îmi spuneai, a... poate că apreciam, dar dacă mă confunzi cu iubi... Iubi... Hai, n-am de să înțeleg că iubi nu e... Dar nu mi-a zis așa. De ce mă confunda, nu știu. Bine. Dar înțeleg. La am zis acum așa. Aha, acum, acum. Trebuie să zic într-un fel? Păi nu, dar nu-ți mai aduci aminte, asta e deranjant. Ba, mi-aduc aminte. Yes. Îți zic după aia. Zi-mi acum. Nu, zic după aia. Zi-mi. Nu, zic după aia. Zi-mi. Zi după aia. Zi acum. Ce rost are să știe lumea cum ne-a lintat noi? Da, ce are? Da, de ce să... E viața noastră, e privată. Da. Cum ne-a lintat noi, rămâne între noi și e bine așa. Am învățat că viața privată trebuie să rămână viața privată. Dumnezeu să le înțeleagă, pentru că eu una am obosit. Am obosit, tocmai de aceea am ales să mă și retrag. Bă, fraților, am cam obosit cu ăștia doi, nu mai... Nu știu. Chiar dacă ei nu mai sunt un cuplu, ei sunt în continuare percepuți ca fiind doi oameni care se iubesc. Chiar dacă ei nu vor să recunoască acest lucru, chiar dacă, mă rog, există aceste jocuri între ei. Mie mi se pare că ei mai contează un pic, știi? Ea, 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 ea. Ia vedeți, mă, frumă! Ați auzit? Iuliane, stai în jos! Iuliane, ia un scaun, stai jos! Lasă-te mai zic! Ia un scaun, stai cu mine! Fii atent ce se întâmplă, zii tu! Deci, stai, ești martor, ia zi! Zii! Păi și n-am motive? Merge camera? Zii! Ce? Ce-ai zis mai are motive sau n-are? Eu am zis! Ce? Nu pot să revedem! Rău, te-a
Are, are, da, ce are, 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 are. Deci te recunoști că... asta e. Ce vrei? Suntem oameni. Păi hai. Am înțeles. Bă, dar e bine când îți dai seama. Bă, dar ți-ai cerut iertare? Da. Și ea te-a iertat? Nu. Se pare că nu, că e supărată, uite. Las-o. De fapt, da, dar nu. Dar de ce crezi tu că nu te-a iertat ea? Pentru că... Deci, în viață există repetiția. Repetiția este mama învățăturii. Așa. El a vrut să învețe. Nu i-a ajuns școala. Păi stai că aici deja... Ia. Nu, n-ai înțeles. Ia că aici deja e... E că ai mai zis cu repetiția. Și așa a și fost. Nu e real. Ba da. Vezi că îți bagă la păgâta jură. Am probe. Aș jură. Am probe. Ai probe? Mm-hmm. E clar, cei doi încă mai au lucruri, multe lucruri să-i spună. Sunt multe lucruri nerezolvate între ei. Le place acest joc. Foarte tare, este evident, adică pe bune ar fi culmea să spun că nu le place, că e clar că le place. Le place în continuare să fie împreună și am spus chiar acum câteva zile că este clar că le place și lor acest joc, pentru că altfel nu ar fi acceptat invitația la această emisiune. Adică eu să merg la o cină unde știu că vine fostul meu prieten, în condițiile în care nu vreau să mai am nicio treabă cu el, nu cred că aș face acest lucru. E clar că mai am ceva să-i spun, să-i arăt, vreau să mă mai vadă. Se întâmplă niște lucruri acolo. Da, bine mă, bă, cum vreți voi, cum vreți voi și așa rămâne. Dar eu îmi dau seama că, acum, sincer, nu, chiar nu vreau să vorbesc și eu. Noi am rămas prieteni, ne înțelegem foarte bine. Și mie mi se pare, și mie, chiar mi s-a părut că sunteți prieteni așa, nu știu de ce. Bă, dar tu ai și crezi că te crede cineva. Acum, uite cu ce fata. Parcă v-ați scoate ochii așa, dar voi de ce, dragă, tu? Ce? Că am văzut eu. Noi nu vorbeam absolut deloc și ai declarat că noi vorbim și ne înțelegem foarte bine. Și n-am vorbit? Când? Păi iau telefonul acum, ce crezi? Hai! Ați vorbit la telefon? Da. Nu știu dacă a gătit el toată mâncarea pe care noi am mâncat-o, dar mâncarea a fost foarte bună. Adică, bun, ok, suntem cărcotași, dar nu putem să fim așa. Putem să facem lucrul ăsta așa oricum. Mâncarea foarte bună, într-adevăr. Chiar mi-a plăcut, mi-a plăcut desertul extraordinar de mult. Papanașii sunt preferații mei. Foarte bun. Ce papanaș. Foarte bun. Deci să nu mai fac mâine. Mulțumesc. Papanaș vrei să papanaș faci? Papanaș. Stai că e bine. Deci bine era. Stai mă, nu lua că mai am și pentru tine, mă. Am și pentru tine. Mă asigur că e ok. Sau voi vreți să mâncați amândoi în aceeași farfurie? Nu, vreți să vă pun pe aceeași farfurie? Să mă asigur că e ok. Să nu pătesc eu ceva. Vezi, da, ce amabil este el. Dar ce să pățească? Întotdeauna a fost. Întotdeauna s-a interesat de alții. Mi-a plăcut că a avut foarte mare grijă când am așezat papanașii în farfurie, pentru că nu au fost doi. A fost... un singur papanaș, lucru care mi se pare foarte ok, pentru că de obicei când servez la restaurante papanaș și văd doi într-o farfurie, mi se pare că e foarte mare porția și evident că nu se mănâncă. Cosmin, ai mâncat tot! Uite-mă, uite-mă cum... Eu nu pot, nu mai pot. Deci nu e atât de muncăcioasă. Nu, știi ce se întâmplă? Ăștia mici cred că mai au și o treabă în seara asta și nu vor să... Cu burta plină, să fie cu burta plină, da, într-adevăr. Într-adevăr. Dragii mei... Să mergem, să bem. Mulțumim pentru masă. Să fiți sănătoși. Să rămână pentru masă. Să vă dea Dumnezeu tot ce e mai bun pentru voi. Și dacă în seara asta v-am greșit cu ceva, eu îmi cer scuze. Dar îmi sunteți foarte dragi și am vrut doar așa să glumim, da, să... Ne simțim bine. E treaba voastră ce faceți cu viețile voastre, dar eu citesc în ochii voștri... Dragoste. Că dragostea încă există. Și e păcat ca ea să se piardă. Voi decideți, nu vreau să mă bag. Nici eu, dar nu am bag. Dreptul. Este viața voastră, trăiți-vă frumos. Soția, ce mai facem? Mulțumesc, mă bine. Bag, dar mă bag. Toma, de la ea am învățat să fac papanaș. A fost o seară liniștită în care am mâncat bine. Deci mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult. Dacă nu se insista pe această poveste care a fost foarte frumoasă. A fost foarte frumoasă. Dar din păcate nu mai este. Și nici nu va mai putea fi. Eu înțeleg că multora le e greu să creadă asta, pentru că poate chiar ne potrivim, dar nu se mai poate. Nu se mai poate, oricât de mare ar fi iubirea. În vremea asta, Cătălin,
viclean copil de casă ce împle cupele cu vin mesenilor la masă, un paj ce poartă pas cu pas a împărăteții rochii, copil din flori și de pripas, dar îndrăzneț cu ochii, cu obrăjor ca doi bujuri de rume în bată-i vina, se furișează pânitor privind la Cătălin. Dar ce frumoasă se făcu și mândră ar s-o făcu. Ei, Cătălin, a cui acu ca să-ți încerci norocoșin, treacă-te-o cuprinse lin într-un ungher de grabă. Dar ce vrei, mării, Cătălin? Ia du desfeți de treabă. Ce voi? Aș vrea să nu mai stai pe gânduri totdeauna, să râzi mai bine și să-mi dai o gură. Numai una. Dar nici nu știu măcar ce-mi cer. Dă-mi pace, fugi departe. De luceafărul din cer m-a prins un dor de moarte. Și acu el îi spune, dacă nu știi, ți-aș arăta din bob în bob amorul, ci numai nu te mânia, ci stai cu binișorul, cum vânătorul întinde în crâng la păsărele lațul, când ți-o întinde brațul stâng. Să mă cuprins cu brațul și ochii tăi nemișcători sub ochii mei rămâie, de te înalți de sub suori, te înalță din călcâie. Când fața mea se apleacă în jos, în sus rămâi cu fața, să ne privim nesățios și dulce toată viața. Și ca să-ți fie pe deplin iubirea cunoscută, când sărutându-te mă înclin, tu iarăși mă sărută. Bravo! Ce-ai foarte tare! Foarte frumos, bravo! Nu tu tot? Nu, eram în tinerețe. Extraordinar, m-a încântat. M-a încântat povestea lui, poezia lui. Nu a fost un moment pregătit, nu m-am gândit să recit ceva în seara asta, dar pur și simplu, uitându-mă la ei și la modul în care se tachina unul pe celălalt, mi-au venit în minte versurile din Luceafărul, fragmentul ăsta, Cătălin și Cătălina, da? Cei doi amorezi. O să-i dau un 10 cu felicitări pentru Luceafăr. Stai să mă gândesc. 10. Nota mea pentru Cove este 8, pentru că știu că nu a gătit el. Finalul nu poate fi decât simplu și sec. 28 de puncte pentru Cove și un loc de onoare în galeria bucătarilor anonimi. Atenție, mai avem o seară, ultima seară, seara magică. La bună și grabnică revedere. Vă mulțumesc din suflet. Noi îți mulțumim, noi foarte mult. Vă mulțumim. Aș vrea totuși, dacă se poate acum la final, da? Sinceritatea să da, învingă. Da, să învingă. Și ai să vă spunem la revedere. Așteaptă. Ce cu oamenii? Mi-ai zis sinceritate. Am gătit. Să învingă și să ne spună adevărul. Hai să ne spună adevărul. Serios, cu mâna mea am făcut stânga sau dreapta? Cu ambele, cu mânuțele astea două, v-am gătit o tăchitură nouă. Seară bună, prieteni. Doamne ajută. Da, deci n-am gătit nimic. Vă pup, drag. N-am gătit nimic. Lasă-l pace, cricotașul, te vedem mâine. Eu o să vă gătesc. Mai ții minte măzărica aia? M-am zis cum face mazăre. Cu pui așa și cu sosul ăla. Nu îmi da peste asta. Mă doare tomatul, mă doare spatele. O, ce de tic. Sunt fazele ei, sunt momentele ei, sunt răsfățurile ei. Spune-mi că mă iubesc și vei